Așa începe fiecare dimineață la grădinița Sfântului Ioan din Suceava, acolo unde peste 80 de copii se întâlnesc zilnic la școala de vară. Școala de vară se organizează pentru al treilea an consecutiv pentru a-i ține pe cei mici ocupați până la orele prânzului și pentru a le veni în ajutor părinților. Ziua începe cu o gustare, iar fiind vorba de grădinița Mănăstirii Sfântului Ioan, educația religioasă are o pondere mare în activitățile copiilor de la orice oră. Profesorii care răspund de aceste cursuri sunt specializați în domeniul lor și tinerile vlăstare, cu multă deschidere și trage de inimă și cu multă pasiune, își fac lucrările lor. Programul se desfășoară în fiecare zi, între orele 9-13, unde fac și o mică pauză pentru gustare. Acești participanți la cursuri s-au înscris după preferințele lor la diferite ateliere, pictură de icoană pe lemn, muzică bisericească, artă tradițională. Activitățile de pe parcursul zilei includ participarea la diferite ateliere de creație. Pe durata postului în care ne aflăm, copiii au de ales între pictură de icoane pe lemn, muzică religioasă și artă tradițională. Iar pentru că au și postit 3 zile, micuții au fost duși la Mănăstirea Sfântului Ioan, unde s-au împărtășit.